fac judo de 14 ani și m-am apucat datorită tatălui meu, deoarece el a fost antrenor de judo. Când dai de greu și când începe să fie, să nu mai fie o joacă și să îți pară și rău că pierzi, că vrei să câștigi și să fii așa competitiv și să-ți dorești să fii din ce în ce mai bun, atunci ai nevoie de cineva care să te susțină în spate și eu am avut cel puțin o persoană care a fost acolo mereu, și tatăl meu și antrenorul meu și mama mea și mai multe persoane. Vecinii mei, îi vedeam pe ei cum cântau la pian, erau foarte pricepuți, au și urmat școala de muzică. Și m-a pasionat chestia asta de când, de la 4 ani, cred, 4-5 ani. După antrenamente, după concursuri, era ceva atât de diferit față de ceea ce făceam, încât era chiar inedit pentru stilul meu de viață. L-am ascultat cu mare plăcere și cu furnicături așa pe piele. Știți cum se ridică părul așa un pic când cântă și mai ales că îl știu cât e de aprig aici pe saltea și cât e de delicat acolo pe claviatură. Și chiar mi se pare o formă de educație fantastică. Să devin campion olimpic, visul probabil oricărui sportiv, nu doar judocan. Asta este maximul unde poți ajunge și chiar îl poți numi un vis. Când mă întorc de la concursuri, găsesc pianul acasă și îmi găsesc liniștea în ele, adică e ca o terapie, este liniștitor, relaxant, mă face să mă detașez de stresul pe care l-am la antrenamente și la concursuri.